găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, iată care sunt titlurile Observatorului Local. A fost reținut și dus în arestul Poliției București. Este vorba de deputatul PNL de Argeș, Teodor Nicolescu. Detalii imediat. Studenții basarabeni și piteșteni au defilat prin centrul orașului cu un steag uriaș de peste 150 de metri. De ce, aflați imediat în Observator. Intră în circulație noul autobuz electric. Călătoria cu acesta va fi gratuită. De când o să parcheze în stații și de unde va pleca, vă spunem în doar câteva minute. A fost reținut, este vorba de deputatul PNL de Argeș, Teodor Nicolescu. S-a votat în Parlament, iar colegii deputatului au decis să-l dea pe mâna anchetatorilor și să-l lase fără imunitate. Așa că în urmă cu doar câteva ore, pe numele deputatului a fost emisă ordonanța de reținere pentru 24 de ore. Cercetat pentru luare de mită și abuz în serviciu în dosarul retrocedărilor ANRP, Teodor Nicolescu a rămas miercuri și fără imunitate. DNA a cerut avizul de la Camera Deputaților pentru arestarea parlamentarului. Nicolescu este cercetat în dosarul privind despăgubiri pentru imobile supraevaluate. Discursul lui Teo Nicolescu de miercuri din Parlament a fost unul demn și le-a cerut celor prezenți să voteze cum le dictează conștiința. Așa au și făcut, iar acum argeșanul a fost arestat pentru 24 de ore. A fost panică la Biblioteca Județeană, o conductă de gaze a explodat și a rănit câțiva angajați care se aflau la lucru în instituție. Din fericire, pompierii au intervenit la timp și au evacuat răniții, iar incendiul care a urmat după explozie a fost stins. Nu vă alarmați, a fost doar un exercițiu pus în practică de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș. Domnul Barbo, am plasat acolo portul. Am înțeles. Și punctul de triere. Da, te ajut eu. Pa. Cu amănunte despre ce s-a întâmplat la Biblioteca Județeană, revenim în buletinele noastre viitoare. Continuăm știrile. Absolut inedit, studenți basarabeni, dar și piteșteni au defilat prin centrul orașului cu un steag uriaș de 150 de metri. Au pornit din piața primăriei și s-au oprit la monumentul închinat artiștilor Doina și Ion Aldea Teodorovici. Aici au fost depuse coroane de flori pentru că este sărbătorită pe 27 martie unirea Basarabiei cu România. La monumentul închinat artiștilor Doina și Ion Aldea Teodorovici, studenții, autoritățile, dar și oameni simpli au sărbătorit cei 97 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Anul acesta, elementul de noutate a fost teagul uriaș pe care l-au purtat studenți basarabeni, dar și piteșteni. Ideea, bănuiesc că a venit, ținând seama și de faptul că în trecut, în anii precedenți, astfel de evenimente au mai avut loc, și pe de altă parte pentru a atrage atenția asupra importanței zilei de mâine și asupra teritoriului de dincolo de Prut. Vrem să reliefăm importanța Basarabiei, care este de fapt tot parte din țara noastră și trebuie să-și amintească toată lumea că ziua de 27 martie este o zi marcantă, nu una oarecare, motiv pentru care o sărbătorim astăzi în felul în care observați. S-au depus coroane, s-au citit poezii, s-au cântat ode patriotice la monumentul soților Doina și Ion Aldea Teodorovici. Sunt 21 de ani de când la Pitești, în fiecare an, este sărbătorită așa cum trebuie unirea Basarabiei cu România. Pitești a demonstrat că la noi, la Pitești, se simte românește. De 21 de ani facem acțiuni pentru unirea Basarabiei cu România. La Pitești, la primăria Pitești, am găsit sprijin pentru acest lucru. Unde am încercat să facem un simbol al unirii pentru Basarabia și nordul Bucovinei, un fel de Alba Iulia la Pitești. Ziua Unirii Basarabiei cu România este sărbătorită în fiecare an pe data de 27 martie.
Din această vineri, în Pitești va circula autobuzul electric. Plecarea va fi în jurul orei 11 din stația de la Teatrul Alexandru Davila. După ce va fi prezentat, autobuzul va fi testat, iar călătoria cu acest mijloc de transport va fi gratuită. Deocamdată nu s-a hotărât cât va fi gratuită, o săptămână sau două. Vineri 27 martie, prima zi a autobuzului electric pe străzile din Pitești. Plecarea va fi de la Teatrul Alexandru Davila, iar călătoria cu acest mijloc de transport va fi gratuită. Autobuzul electric se va afla în teste timp de o săptămână sau două. Deocamdată reprezentanții primăriei nu s-au hotărât, dar în funcție de succesul pe care îl va avea, cel mai probabil perioada de testare va fi prelungită. Înainte de a pleca în călătorie, autobuzul electric va fi prezentat și testat. Se va merge și pe străzile care sunt în pantă pentru a vedea cum se comportă mastodontul. Autobuzul electric a fost testat și în capitală timp de o săptămână. Dacă totul va decurge așa cum trebuie și după perioada de testare, atât piteștenii cât și autoritățile sunt mulțumite, există posibilitatea ca în orașul nostru să mai vină alte 40 de astfel de autobuze electrice. Înainte de a pleca la Eurovision, trupa Voltaj va trece prin Pitești. Și asta pentru că va participa la Sinfonia Lalelelor. Și nu sunt singurii care vor urca pe scenă. Alături de ei vor cânta și băieții de la Deep Central. An de an, cea mai mare sărbătoare a Piteștiului, Sinfonia Lalelelor, a devenit sinonimă cu muzica și voia bună. Nu știm dacă anul acesta vom avea voie bună, dar muzica va fi cu siguranță. Selecția de oferte organizată pentru furnizarea de servicii artistice cu ocazia acestui eveniment a fost câștigată de către trupele Voltaj și Deep Central. Va concerta Deep Central formația și trupa Voltaj. Va participa, au confirmat că sunt aici. Ni se pare că de data aceasta va veni o formație cu renume, de care piteștenii vor fi mulțumiți, fiind o formație cunoscută. Hituri precum Ca la 20 de ani, Albinuța și Dragostea învinge sunt doar câteva dintre zecile de melodii care vor răsuna în piața primăriei în seara celei de-a doua zi a Sinfoniei, adică pe 25 aprilie. Bineînțeles că și melodia care va reprezenta România la Eurovision va fi fredonată de celebra trupă Voltaj. Sfârșitul zilei va fi marcat de un superb foc de artificii și un spectacol al fântânii muzicale. Eveniment inedit pe 2 aprilie de Ziua Internațională a Autismului. Copii, dar și părinții micuților care suferă de această afecțiune vor organiza Marșul Autismului și vor face acest lucru pentru a atrage atenția și a sensibiliza opinia publică. Seara se va încheia cu un concert caritabil, iar banii donați de cei prezenți vor fi investiți în noul centru al Asociației Părinților Copiilor cu Autism Argeș. Autismul este o afecțiune care nu se vindecă niciodată. Micuții sau persoanele care suferă de autism vor să atragă atenția atât a piteștenilor cât și a autorităților că au nevoie de ajutor, că au nevoie de susținere, că fac parte din această lume și că sunt la fel ca ceilalți. Tocmai de aceea va fi organizat un marș al autismului. 2 aprilie este ziua în care noi ca părinți și toți cei care vor să ni se alăture vom încerca să aducem și să ducem mai departe tulburarea aceasta pentru a conștientiza toți cei din jurul nostru cât de gravă este și cu ce ne confruntăm. În ziua marșului, copiii care suferă de autism vor avea o serie de activități, printre care desene și picturi pe asfalt în fața primăriei Pitești. Se vor uni și în hora autismului. Nu doar copiii care suferă de această boală vor participa la marș, ci și elevi ai unor școli din județul Argeș care au oferit o mână de ajutor. 2 aprilie este ziua în care noi ca părinți și toți cei care vor să ni se alăture vom încerca să aducem și să ducem mai departe tulburarea aceasta pentru a conștientiza toți cei din jurul nostru cât de gravă este și cu ce ne confruntăm. Marșul se va încheia în fața Consiliului Județean, acolo unde vor fi înălțate zeci de baloane. Seara se va organiza un spectacol la Teatrul Alexandru Davila, un spectacol care se dorește a fi caritabil, iar banii strânși vor merge la lucrările care au loc la noul centru al APCA Argeș. Seara la orele 18 vom avea un eveniment caritabil la Teatrul Alexandru Davila, unde încercăm noi acest eveniment pe care l-am organizat să fie tot în scop caritabil, cu mențiunea că vrem să strângem fonduri iarăși pentru proiectul nostru care îl avem în derulare. Acel centru pe care vrem și chiar pe 2 aprilie împlinim un an de zile de când ni s-a repartizat acest spațiu de către Primăria Pitești. Au recitat, au jucat, s-au distrat și au depănat amintiri despre țara lor natală. Vorbim de grecii din România care au sărbătorit 194 de ani de când țara lor și-a recăpătat independența. Și în Argeș, elevii care locuiesc în județul nostru au petrecut într-un restaurant din Pitești, Hronia Pola, Grecia.
194 de ani de la Revoluția care a dus la independența Greciei. Este ceea ce eleni din toată lumea au sărbătorit alături de cei dragi. Se împlinesc 194 de ani de la Revoluția care a dus la proclamarea Greciei, independenței Greciei. După peste 400 de ani de ocupație otomană, problema este că această revoluție a început în afara Greciei. Puțin știu însă, dar independența Greciei este strâns legată de țara noastră, pentru că la noi a început revoluția, care mai apoi s-a extins și în alte țări ocupate de otomani. La Drăgășani au fost niște lupte sângeroase unde au murit peste 200 de tineri greci, tineri până în 20 de ani, unde este un mare monument al românilor și al grecilor în colțuri diferite ale cimitirului Eternitatea din Drăgășani și unde anual toate comunitățile elene din țară merg și se face o festivitate împreună cu ambasada. Totul e organizat de Uniunea Elenă. Și au petrecut grecii până în miez de noapte. Acum, grecii stabiliți la noi transmit mai departe tradițiile elene și încearcă să-și viziteze țara ori de câte ori au ocazia. Sâmbătă în județ va fi mare derby. Echipa din Câmpul Lung evoluează acasă cu SCM Argeșul Pitești. Înainte de duel, staful tehnic al echipei din Pitești și-a anunțat așteptările. Etapa aduce duel extrem de dificil pentru SCM Argeșul Pitești. Sâmbătă, elevii lui Adrian Dulcea vor evolua la Câmpul Lung contra uneia dintre cele mai solide formații din serie. Dulcea cunoaște bine acest lucru. Cu siguranță ne așteaptă o partidă extrem de grea la Câmpul Lung, prin prisma ultimelor rezultate pe care le-a obținut această echipă. Mă refer aici la rezultate de egalitate de la Fumați. Înainte de partidă, staful tehnic al celor de la SCM Argeșul Pitești ia în calcul și orgoliile existente la astfel de întâlniri. Întotdeauna partidele între formații din aceeași zonă se lasă cu scântei. Eu merg greu datorită faptului că echipa din Câmpul Lung este o echipă foarte ambițioasă și așezată foarte bine în teren de domnul Popovici. Plus orgolile locale care întotdeauna la meciurile cu aceste echipe în județ sunt foarte mari. La duelul din Câmpul Lung, jucătorii de la SCM Argeșul Pitești iau în calcul doar victoria. Sper printr-un joc bun să putem să scoatem un rezultat bun, adică victoria. Basketbaliștii de la BC Argeș au aflat adversarul pe care îl vor întâlni în Final Four-ul Cupei României, care va avea loc la Pitești în perioada 2-3 aprilie. Echipa de basket a orașului va întâlni în cea de-a doua semifinală a acestei întreceri pe BC Timișoara, ce a reușit să elimine pe campioana ASE Soft Ploiești. Prahovenii reușise să se impună în confruntarea de la Ploiești la o diferență de 8 puncte, scor 85-77, însă bănățenii au reușit să răstoarne situația și să învingă în partida de marți seara din Banat cu 84-74. În semifinalele Cupei României s-au calificat CSU Sibiu, BC Mureș, BC Timișoara și Basket Club Argeș. Pitești organizează în premieră turneul la capătul căruia va fi decernat primul trofeu al sezonului competițional 2014-2015 în basketul masculin din țara noastră. Totodată, câștigătoarea trofeului va obține dreptul de participare în ediția următoare a FIBA Euro Challenge Cup. Așadar, evenimentul prezintă mize deosebite pentru cluburile participante, incluzând câștigarea unui trofeu pentru care învingătoarea va fi amintită în cărțile de istoria basketului românesc, cât și posibilitatea unei participări pe plan internațional. Organizatorii au stabilit prețurile biletelor. Acestea sunt comercializate sub formă de bilet unic pe zi. Cu alte cuvinte, cu biletul achiziționat puteți urmări ambele meciuri ale zilei de joc. Tichetele se pun în vânzare la casa de bilete din incinta stadionului Nicolae Dobrin în ziua meciului.
Piteștenii au debutat perfect în campionatul național de not al seniorilor, tineretului și juniorilor. În prima zi, piteștenii au obținut 7 medalii. Performer a fost Robert Glință, ce a obținut aur la senior și tineret. Secția de not de la CSM Pitești a reușit să obțină medalii prețioase chiar dacă după prima zi a campionatului național de seniori, tineret și juniori în trecere ce are loc în Bacău. La seniori, pentru piteștini au punctat Robert Glință și Andreea Nae. Glință a obținut aurul la 50 de metri spate, în timp ce Nae a obținut bronzul la 400 de metri mixt. La tineret, piteștini au obținut alte două medalii. Glință, bineînțeles, aurul la 50 de metri spate și ștafeta mixtă de 4x100 de metri a obținut bronzul. În ștafetă, piteștinii au avut și pe Sabrina Scărlătescu, Andreea Nae, Alexandru Militaru și Bogdan Scarlat. La juniori, piteștinii au cucerit cele mai multe medalii în ziua întâi a naționalului din Bacău. Andreea Nae a luat argintul la 400 de metri mixt, Sabrina Scărlătescu a obținut argintul la 100 de metri fluture, iar Răzvan Popazov a obținut bronzul la 400 de metri mixt. 8 medalii a obținut secția de judo la campionatul național din Baia Mare. Întrecerea a fost una pentru sportivii de Under 21, iar la concurs piteștenii au participat cu judocani mult mai mici de vârstă. Secția de judo de la CSM Pitești a revenit cu o medalie din Baia Mare. Ai sportivii judoca au participat la campionatul național la categoria de vârstă Under 21. S-au obținut 8 medalii în total, 3 de argint prin Raicu Alexandru, Selea Florin și Alexandru Iulian și 5 de bronz. Însă țin să reamintesc că la categoria 55 de kilograme am ratat finala practic între doi sportivi de-ai noștri, numai în 40 de secunde, greșind amândoi sportivi. O competiție bună și una peste alta sunt 8 medalii la Under 21, o categorie de vârstă care pentru noi nu este chiar favorabilă, pentru că sportivii care au participat sunt mai mici de vârstă, încă sunt Under 18. Chiar dacă în concurs au avut sportivi de vârstă mai mici, antrenorul Valentin Ioniță consideră că se putea scoate cea mai bună de la această întrecere. O competiție frumoasă, o competiție bună, zic eu, care a avut o participare numeroasă, dar am rămas așa cu un pic de dezamăgire, pentru că am ratat multe medalii și zic eu că puteau fi mult mai colorate spre cea mai înaltă treaptă a podiumului. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. Rămâneți cu Antena 1. La revedere!